Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la Sportul Gojean. Eu sunt Cătălin Pasăre. Am plăcerea în această seară să discut cu atacantul gojean, Albert Voinea, vârf la viitorul Târgu Jiu în acest sezon. Bună seara, Albert, și bine ai venit în premieră la emisiunea noastră. Da, bună seara, în primul rând, și mulțumesc mult de invitație. Albert, ai ajuns în sfârșit, ai reajuns la Târgu Jiu după o perioadă în care ai cutreierat țara, ai jucat la cel mai înalt nivel, ai jucat și în primul eșalon. Mă bucur foarte mult că te văd la Târgu Jiu și ai posibilitatea să bifezi așa și Liga 2 alături de viitorul, de data aceasta, singura formație de fapt care activează în eșalonul secund. Și te-aș întreba pentru început, cu ce te-au determinat oamenii de aici să alegi orașul Târgu Jiu? Știu că au fost ceva tatonări și în vara anului, dar până la urmă, iată că în timpul sezonului ai ales să vii la Târgu Jiu. Da, așa este. Am avut ceva tatonări și în perioada de vară. Nu s-au concretizat. Am avut o mică experiență. Probabil a fost o decizie greșită a mea, să zic, la momentul ăla. Nu neapărat că n-am acceptat de atunci să vin aici, a fost o greșeală să merg către Metaloglobus. Însă așa a fost să fie, poate dacă luam altă decizie nu mai ajungeam aici. Exact. Nu știu, mă bucur că am revenit, să zic așa, acasă. Poate îmi doream să vin și eu de pe altă poziție, îmi doream poate să găsesc și aici altă poziție, poate să fi fost un transfer în Liga 1 direct. Pentru că și eu am avut așteptările și obiectivele mele, dar în același timp nu pot să fiu acuzat că am venit din nu știu ce interese, deci cumva s-au legat poate mai mult chestiile de suflet, să zic așa. Și cred că am venit din contră să dau o mână de ajutor orașului meu, unde am început să intru în fotbalul mare, să zic așa, să primesc o șansă și încă sunt la început de drum, așa că nu mă rezerv în a spune cuvinte mari, să zic așa. Bineînțeles, pe de altă parte, dacă este să facem o apreciere, tu spunând că nu ai găsit aici Liga 1, dar poți să ajungi cu această formație în prima ligă, pentru că viitorul, să recunoaștem, ne-a depășit așteptările tuturor în acest sezon la cum se prefigura lotul, situația, mulți jucători cu experiență și-au reziliat contractele în vară, a fost adus un suflu nou la echipă, au fost făcute implanturi foarte reușite la formația gojeană și iată că după un aproape tur de campionat, sunt 15 runde jucate, formația gojeană se regăsește pe locul 6. Să ne amintim că niciodată viitorul nu a intrat în play-off, deși a fost la un singur meci, la câteva minute, dacă ne amintim acea partidă dramatică cu Dunărea Călăraș. Te-aș întreba, Albert, cum i-ai găsit pe acești băieți de la Târgu Jiu și până la urmă trebuie să vorbim și despre un secret al reușitei până acum pentru viitorul, pentru că a depășit, cum spuneam, așteptările tuturor. Da, o să încerc să fac așa un rezumat, deși eu am venit în partea a doua, să zic așa, a primei părți a campionatului. Însă, chiar și eu când am luat decizia din diferite motive să vin aici și să mă alătur lotului, nu pot să zic că chiar mă gândeam că vom reuși până în perioada de iarnă să accedem în play-off sau să fim cel puțin în momentul ăsta pe o poziție de play-off. Din ce am simțit eu în puținul timp de când mă aflu la echipă, eu știu, poate mica, marea mea experiență, acum o cataloghează fiecare, eu simt că am găsit un vestiar foarte puternic și nu am găsit neapărat jucători, ci oameni în vestiar. Și asta cred că se datorează, cred, mai mult ca sigur domnului antrenor, staffului tehnic în totalitate, pentru că și de la dânsul și de la antrenorul secund și antrenorul de portari, deci toată lumea simt că e în primul rând sunt oameni. Și apoi vine partea profesională. Să zic, e un primat profesionist la club, da, acum. Așa probabil simt că asta m-a câștigat și pe mine pe parcursul perioadei când am ajuns aici. Am simțit sprijin din partea staffului tehnic.
Pe o parte dintre băieții cunoșteam, cel puțin ca și adversari, pe unii și personal. Ușor, ușor am reușit să mă și integrez, chiar dacă consideram la început că îmi va fi mult mai ușor, deși eram acasă și pe experiența mea de atâtea vestiare, credeam că o să fie mult mai ușor. Însă nu mi-a fost deloc ușor. Interesant, de ce? Nu știu, am simțit, sau am resimțit de fapt, o mică presiune, să zic așa, pentru că știu că lumea avea așteptări odată cu venirea mea aici. Eu nu eram la un nivel foarte, foarte bun, nu neapărat eu ca și evoluție sau nu știu cum să zic, nu eram la un nivel bun din punct de vedere fizic, îmi lipsea foarte mult ritmul de joc, deja aveam o perioadă de o lună și jumătate când nu mai evoluasem. Ceea ce contează foarte mult pentru un fotbalist. Cel mai mult. Ca așa zi, în fiecare zi aveam antrenament, mă pregăteam, mă făceam antrenamentul meu, dar nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în timpul unui joc. Sau m-am menținut cât am putut la un nivel bun fizic, dar am avut nevoie de 2, 3, 4 săptămâni, să zic așa, ca deja să pot să duc... Și să-ți recapezi și încrederea. Da, și încrederea și de asta, zic, odată s-au reunit, să zic așa, toate. Am simțit mult încredere din partea staffului și pe această cale vreau să mulțumesc. Probabil că asta au simțit și jucătorii, fiind din vară împreună. Și de asta probabil a fost și parcursul ăsta și mi-a fost și mie mai ușor pentru că eu așa funcționez și în legătura cu staff-ul tehnic și cu colegii. În primul rând uman. Eu dacă nu mă simt bine uman, atunci mi-e foarte greu să și am evoluții bune sau să mă ridic la nivelul așteptărilor tuturor, nu știu, fiind coleg, staff tehnic sau conducere. Este îmbucurător că ai găsit totuși aceste lucruri în vestiarul de la Târgu Jiu. Da. Într-o echipă, așa cum spuneam, relativ nouă și o echipă foarte greu de învins. Dacă ne gândim că Viitorul are doar două înfrângeri în acest sezon, una venită la Metal Globus, meci pe care l-ai prins și tu, și dacă stăm să ne gândim la acel joc, ați avut și un oarecare ghinion, da? Că nu ați plecat măcar cu un punct de la București. Da, cred că acel penalti din finalul primei reprize a fost momentul cheie, să zic așa, al jocului. Psihologic mai mult, chiar dacă la pauză noi am discutat ca și în celelalte partide și eram destul de montați să intrăm în a doua parte a meciului, să câștigăm meciul, să practicăm jocul nostru. La o analiză, să zic așa, după meci, autoanaliză, cum îmi fac după fiecare meci, am simțit că concluzia a fost că acolo a fost momentul psihologic al jocului, să zic așa, și cu puțin ghinion, că și golul a venit pe final de joc, 76 sau 77, din ce mi-am amintesc. Da, a fost un meci pe contre la un moment dat, prima repriză controlată de voi, apoi cu acel penalt, într-adevăr, s-au schimbat puțin lucrurile, plus a doua repriză poate a mai căzut și formația gorjeană, însă, pe total, așa cum spuneam, un prim parte de sezon bună pentru Viitorul Târgu Jiu. Au fost unele dificultăți în exprimarea echipei pentru că nu existau practic atacanți cu experiență la această formație. A fost adus Aziz, despre care nimeni nu știa mare lucru și s-a dovedit a fi un atacant serios și un atacant foarte bun, care până acum la Liga 2 a arătat și ai fost adus tu, probabil, jucătorul cu cea mai mare experiență din lotul ăsta, nu? Da. Dacă este să calculăm așa, dar Atacul Viitorului arată mult mai bine. Ce ne poți spune despre concurența cu Aziz, să spunem, deși jucați și amândoi uneori, și cum e acest vârf? Pentru că aș vrea să te întreb, mie mi s-a părut un băiat foarte serios și punctez acest aspect pentru că foarte mulți au luat puțin în derâdere transferul său, nu știu dacă ai fost conectat la presă atunci când se spunea a fost adus pe două containere și așa mai departe, adică ce fotbalist, ce randament poate să-ți dea un fotbalist adus. Iată că a zis, l-a dat multora peste nas. Da, fiind în fenomen, să zic așa, și știu și ce se întâmplă în spatele cortinei, nu am luat deloc în considerare ceea ce s-a scris, adică cel puțin partea asta, fanii sau ce a vrut să se dea. Da, despre concurent profesional vorbind, cred că nu este decât ceva benefic pentru fiecare dintre noi, și pentru mine și pentru el, atât și pentru echipă. Iar, cum ți-am zis și mai devreme, eu fac,
lucrez foarte bine din punct de vedere uman, așa să zic, și eu nu l-am văzut ca pe un potențial adversar al meu, să zic așa, în compartiment ofensiv. E abordarea corectă. Consider, așa văd eu lucrurile, după echipa inițială, consider că noi mai avem încă o echipă în compartiment ofensiv. Deci noi doi ar cumva ar trebui să gestionăm în așa fel lucrurile ca și compartimentul ofensiv. La finalul turului sau perioada asta, să zic că băieții pe ăștia doi și-au făcut treaba. Adică atunci sunt mulțumit, nu dacă eu sunt foarte bine și colegul meu de compartiment e rău, consider că, adică nu sunt deloc egoist din punctul ăsta de vedere și cred că așa ar trebui să decurgă lucrurile într-o echipă. Când noi folosim foarte des termenul ăsta de familie sau cel puțin la nivel de la flash interview-uri, toată lumea își dorește cel puțin antrenorii și ăștia să ofere treaba asta ca și spectatorii să înțeleagă treaba asta, dar nu e neapărat și adevărat. Bă, da, asta e ușor de dedus. Pe de altă parte, este și un discurs firesc al antrenorilor care vor să arate că au reușit să sudeze un vestiar acolo. Noi am tot revăzut, e primul gol pentru Viitorul. Da. Golul din meciul cu Alexandria. Da. E primul gol pentru Viitorul, nu mă înșel. L-am tot revăzut pe ecran. A fost golul care a dus un succes foarte important pentru Viitorul Târgu Jiu și golul care asigură așa niște sărbători frumoase, pentru că suntem pe locul 6, beneficiind și de acel rezultat de egalitate dintre Chindia și Concordia. Cât de greu a fost meciul de la Alexandria? Foarte greu. Consider că a fost, cred, unul dintre cele mai grele meciuri, cel puțin de când am sosit eu la echipă. Prin prisma presiunii, așa, și cumva și noi am calculat și ne uitam peste clasament și observam cu o victorie, vedeam cumva momentul ăsta, cu puțin noroc, exact ce s-a și întâmplat la meciul dintre Chindia și Chiajna. În primul rând ne doream să încheiem bine. Simțeam că suntem puternici. Odată cu grupul și eu am reușit să simt treaba asta, deși veneam după o perioadă grea. Cu toate astea vreau să le și mulțumesc că m-au readus, să zic așa, la momentele astea. Și cu atât mai mult, să zic așa, a fost meciul perfect pentru mine. Într-un loc unde mă simțeam destul de bine și apreciat. Chiar am rămas plăcut surprins de cum am fost primit la turnul. Mă uitam și prin la vestiare, vedeam multe amintiri prin pozele care erau atașate pe pereți. M-au răscolit, să zic așa, puțin oamenii de acolo, de pe la stadion, care i-am regăsit și cu ce căldură m-au primit. Rămâne ciudată retragerea pe acelei echipe care era foarte puternică, da. Mai ales din punct de vedere al lotului. Și pentru mine. Da, e un semn de întrebare și un regret în același timp pentru ce s-a întâmplat acolo, dar e un capitol închis și revenim la noi aici, la Târgu Jiu. Da, a fost meciul perfect pentru mine și în același timp și pentru echipă, pentru că eu am resimțit așa puțin, mi-am pus o autopresiune, să zic așa. Simțeam că e nevoie să vin și eu cu ceva, nu știu, să am ceva realizări. Deși am, ca și joc, consider că am intrat bine în majoritatea meciurilor. Și dar, așa cum spunea, ești un om de echipă. Da. Lucru care este apreciat, cunoscându-l pe antrenorul Cojucaru, apreciază foarte mult aceste calități. Pe de altă parte, fiind atacant, sunt convins că oricât ai fi de altruist, vrei să marchezi cât mai mult. Pentru că ai fost și golgheter, da? În câteva rânduri și e firesc. Experiența și obiectivitatea mea, cum am zis, nu sunt un tip egoist, mă consider un tip de echipă și de vestiar. Înțeles imediat mesajul vestiarului și al antrenorului și am încercat din răsputeri să reușesc să mă integrez și să mă adaptez sistemului de joc, al elementelor, principiile antrenorului. Sper că am reușit în mare parte. Cel puțin asta am simțit eu, sau cel puțin eu sunt satisfăcut și că am făcut tot ce a ținut de mine să mă integrez și să mă supun regulilor.
Și ți-am zis, da, în plan secundar a venit și treaba asta, pentru că e prima dată, cred, în cariera mea când evoluez în 5 meciuri consecutive și nu marchez. Asta și, spune multe despre randamentul tău. Îmi doream foarte mult să, nu știu, simțeam că trebuie să vin. Despre randamentul tău all time, bine. Da, să confirm puțin așteptările și, da, până la urmă, la bază, sunt atacant și nu îmi place genul că importantă echipa. Și... Vrei să mă e clar, trebuie și pentru mine principal obiectiv a fost echipa, dar deja trecând etapele, simțeam, știu când, ca și atacant ai realizări, e clar că în plan secundar deja a ajuns și echipa. Și mai ales, cel puțin noi nu marcăm, să zic așa, foarte multe goluri. E clar că un gol sau două deja ne duce către o victorie, să zic așa, sau către un rezultat pozitiv. Și îmi doream cumva să și întorc toată susținerea asta pe care am simțit-o din partea staff-ului, ți-am zis, în primul rând, și apoi și din partea colegilor. Și pe calea aceasta le mulțumesc tuturor. Ok, Albert, așa cum spuneam, ai experiență la nivelul primei ligi, cam știi cu ce se mănâncă fotbalul de prime eșalon, cam care este valoarea loturilor. Dacă ar fi să catalogăm, să spunem foarte clar și apăsat că obiectivul viitorului nu este promovarea, adică este o echipă pornită în reconstrucție care își dorea să se mențină în Liga Secundă. Cel puțin așa s-a plecat la drum. Evident, această formație nu se va da la o parte dacă poate realiza o performanță mare. Eu vreau să te întreb pe tine felul următor. Comparativ cu alte formații pe la care ai fost, ar putea exista potențial, atenție, potențial în echipa asta să aspire către prima ligă? Da. Și sunt foarte sigur pe acest răspuns. Pentru că ți-am zis, exact cum ai zis și tu, de fapt, experiența mea, am fost în atâtea vestiare, am cunoscut tot felul de colegi, de situații, de obiective, de nerealizarea obiectivelor, presiuni și tot felul. E foarte important când se apropie meciul și faci așa, cel puțin eu fac o analiză și înainte de meci și după meci, să mă gândeam așa, zic, bă, mâine oare cine joacă fundaș dreapta, nu văd altul mai bun decât fundașul dreapta, nu văd altul mai bun decât fundașul stânga, colegul meu, și e important când pleci la meci cu încredere mare, cu încredere mare în colegii tăi. Deci asta e puține redes care am simțit treaba asta, pentru că ce am înțeles eu din banii ăștia petrecuți în mare parte la Liga a doua, chiar dacă au fost câțiva și la Liga a întâi, când există spiritul ăsta de luptă, de foame și de încredere în colegi, cred că ăsta sunt secretele succesului la Liga a doua. Pentru că, uite, știu, sunt mulți jucători care au cochetat cu Liga 1, sau au făcut pasul de la Liga 1 la Liga a doua și n-au reușit să aibă deloc aceleași performanțe ce le-au avut la Liga 1. Și îți dau multe exemple. Liga a doua e foarte grea. Interesant observație. Și de ce crezi că se întâmplă acest lucru? Pentru că toți, la prima vedere, exact cum am vorbit și despre Panduri, la început nimeni nu le-a dat o șansă și puterea asta de muncă și ce le-a insuflat domn profesor, încrederea asta în ei și foamea asta de rezultate, de a se afirma, de a munci, bate calitatea, pentru că la Liga a doua nici nu avem cele mai bune gazoane, cele mai bune stadioane, nici nu e o calitate foarte bună ce găsim poate în prima parte a campionatului de Liga 1 din Superliga, și deja se egalizează cumva valorile și nu mai zic, totul ține de forma de zi, de a fiecărui jucător, mai ales că, uite, de exemplu, au fost așteptări de la FC Argeș, Chindia, da? Și vin și ele după un fond de nereușite. Poate justificate la FC Argeș, având în vedere și tradiția clubului, dar și faptul că sunt anumiti jucători cu experiență, așa cum spuneai, tocmai de la Liga 1 care au coborât la Liga 2. Da, și uite, mai există ceva paradoxal, adică ceva, eu nu că sunt contra jucătorilor străini, dar pe mine, dacă mai ai pune să aleg între un jucător bun de Liga a doua, sau de care știu că a avut ceva obiective realizate, an la rând care a jucat, aș alege jucătorul român. Poate și puțin naționalist, nu știu cum să spun. Ai văzut că, uite, suntem la acest capitol și la capitolul FC Argeș. Ai văzut discursul lui Straton în vestiar după ce FC Argeș a retrogradat? Exact, pentru că ei nu reușesc să înțeleagă chiar
numele echipelor, ce înseamnă tradiția din spatele acestui nume. Noi românii suntem aici, am trăit cu fiecare spirit sau cel puțin am copilărit cu el la televizor, am citit un ziar, am văzut tot felul, am fost pe un stadion, a venit galeria acelei echipe și ne-a insuflat anumite chestii și de asta zic paradoxal a ceea ce am zis mai devreme, deși aici avem câțiva jucători străini în echipă, nu știu, zici că sunt născuți la Târgu Jiu, muncesc cu atâta foame, nu știu. Asta este curios și pentru noi, pentru că anul trecut am avut un contingent de jucători români, destul de valoroși, spun eu, aici la Viitorul, care au superperformat. Și fără să se supere nimeni pe mine, au fost și jucători autohtoni de aici, care nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, deși potențialul există acolo, este, au demonstrat poate în alte rânduri. Dar au venit băieții ăștia, cum ar fi un Iuzic, poate un Aziz, nu știu, Mărsulia, adică sunt niște băieți care poate nu au cele mai, cum să zic eu, sclipitoare calități, nu ies în evidență. Dar arată în fiecare meci o atitudine, pun osul la treabă. Și asta place spectatorilor, place staffului tehnic, că e firesc, nu? Da. Și e loc pentru acești jucători ca să crească. Da, și au reușit să se integreze foarte bine și se subordoneze, nu știu, și regulilor care au fost la început, și am venit pe parcurs și nu vreau să spun foarte multe sau să trag eu foarte multe concluzii, dar au reușit să se integreze, ți-am zis, am simțit un grup foarte unit și înainte de jucători am găsit un vestiar plin de oameni, să zic așa. Adică și e cel mai important să simți treaba asta. Ți-am zis și înainte de meciuri, încrederea pe care o simt în fiecare dintre coleg. Cred că a făcut să avem parcursul ăsta pe final și ca drept dovadă, vezi când se îmbină toate aceste lucruri, norocul e și de partea ta. Că dacă mă gândesc la ultimul meci de la Chindia, dintre Chindia și Chiajna, la un moment dat era 1-0 penalti pentru Chindia și la un 2-0 acum nu mai vorbeam că de o poziție de play-off. S-a ratat acel penalti, da. A egalat în minutul 87. Câteodată și astrele se aliniază, exact. Parentele se aliniază, de fapt. Putem să punem echipa asta poate peste 2-3 ani și nu am mai avea același părere. Deci de asta zic, totul ține de anumite momente în viață, ciclul unei echipe și așa mai departe. Aveți un an, de fapt înainte să dezbatem meciurile, să vorbim puțin despre meciurile din 2024, să dezbatem aceste chestiune, te-aș întreba, Albert, în completarea întrebării trecute, cam de ce crezi tu că ar mai fi nevoie la Viitorul pentru ca să poată ataca această promovare? Nu neapărat de jucători sau de ce crezi că mai are nevoie clubul acesta? Da, e bună întrebare și mă gândeam și înainte să vin la tine. Cred că dacă e ceva de făcut, nu vreau să spun exact ce ar trebui, că poate nu sunt în măsură sau poate nu ating exact, dar cred că dacă e ceva de făcut sau cineva simte că e ceva de făcut, e momentul să fac acum, să nu aștepte să vadă prima etapă, a doua și vedem ce o mai fi. Deci dacă cineva are o mică speranță de ceva acolo, cum poate și noi, că am fi, acum ar trebui să fim ipocriți, să suntem după 15 etape și pe poziție de play-off și să spui că nu ți-ai dorit treaba asta. Acum că se poate sau nu, cel puțin ți-am zis mai devreme, pentru mine principalul obiectiv nu e play-off, nu mă gândesc la cele 4 meciuri din primăvară. Pentru mine singurul obiectiv e doar să ne pregătim foarte bine și să câștigăm meciul cu Schellenberg. Atât, ăsta e obiectivul meu. Ok. Să vorbim puțin despre partidele din 2024. Un program dificil, să spunem, pentru Viitorul Târgu Jiu. Nu că ar fi meciuri ușoare în Liga Secundă, deși sunt unele echipe acolo. Uite Dejul, de exemplu, condus de Dragoș Militaru în play-off anul precedent competițional. Acum are serioase probleme, bine, și cu jucători plecați, și cu jucători accidentați, și cu alt antrenor. E greu să capeți omogenitate dacă schimb banca tehnică și așa mai departe. Dar revenind la programul nostru, Schellenberg acasă, Steaua deplasare, Slatina acasă, Gloria Buzău deplasare. Cum ți se par acești adversari? Dacă meciul cu Schellenberg poate e cel mai greu la ce a arătat formația asta în primele 15 etape și dacă se poate obține maximul de puncte până la urmă. Da, sunt meciuri foarte grele și prin prisma loturilor și prin prisma clasamentului. Sunt cluburi care au plecat la acest drum cu obiectiv.
Și e clar că o să fie foarte motivate, să zic așa, și nu știu dacă mai au acum tăria să mai plece la înainte de meciul cu noi, să ne vadă ca pe o victimă, să zic așa, cum multe cred că au văzut lucrurile înaintea partidelor cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, și venind aici mă bucur că a fost așa, că astfel s-au practic și-au frânt aripile singuri, să zic așa. Este un program foarte greu, dar în același timp pot să zic că poate fi un avantaj, pentru că deja ești pe o poziție de play-off, iar dacă răzbești în aceste meciuri, deja e clar că ai păstrat distanța față de ele și le-ai, ca așa poți să câștigi, nu știu, un meci cu Alexandru, de exemplu, și ei să câștige și ești tot acolo, înțelegi? Dacă câștigi cu aceste echipe... Da, dacă câștigi, ți-am zis, eu singurul meu obiectiv, deci eu doar la meciul cu Schellenberg mă gândesc. În primul rând să ne pregătim foarte bine, să fie sănătoși și să câștigăm meciul cu Schellenberg. După Schellenberg mă mai invit la o dată la emisiune și mai povestim. Cu mare drag, ce aspirații ai de la 2024? În plan personal, bineînțeles. În plan personal, doar ți-am zis să încep pregătirea, să o duc la capăt, să n-am niciun fel de accidentare, pentru că știu din proprie experiență că dacă reușesc să mă pregătesc foarte bine, sunt sigur că voi avea și evoluții bune, atât eu cât și ca echipă. Ok. S-a creionat cumva programul pentru perioada asta, când e reunirea lotului, dacă plecați pe undeva sau încă sunt reunirea cred că o să fie în jurul datei de 8-10 ianuarie. 8-10 ianuarie. Aveți o vacanță bine meritată până atunci. Da, să vorbim puțin și despre tine la general, așa, Albert, ai plecat de aici, de la Târgu Jiu, la o vârstă destul de fragedă, a spune, și ai cutreierat, practic, ai fost prin toată țara, ai un CV stufos, mă uitam pe Transfermarkt la unele formații, mi-a plăcut foarte mult când ai venit la Universitatea Craiova, păcat că n-ai stat mai mult acolo, știi că e echipa mea preferată, ai trecut în Oltenia pe la Vâlcea, te-ai dus la Deva, ai fost golgheter cu Ripensia, ai bifat Turis, ai jucat în Liga 1, UTA, Cluj, Mioveni, Concordia, sunt o grămadă de echipe, acum poate ți se pune frecvent întrebarea asta, sau e curioasă lumea, unde te-ai simțit cel mai ok, dacă ne gândim la perioadele astea, unde te-ai simțit special? Unde te-ai simțit fotbalist? Spune-ne puțin despre experiențele tale. Da, așa e. Nu poate să fie. Adică nu sunt foarte mândru că am bifat. Mi-aș fi dorit să fiu mai statornic, așa să zic, dar datorită situației de cum am plecat de la început, de la Târgu Jiu, fiind mereu împrumutat, am pierdut, să zic, multe trenuri. Adică Pandurii mi-a făcut și un bine, dar în același timp, având și evoluții foarte bune de la primul sezon, de când am fost împrumutat la Gloria Bistrița, ei practic de atunci vrând să mă cumpere, am revenit la Târgu Jiu. Era și o perioadă foarte bună în momentul ăla la club, dar cu toată modestia consider că meritam o mică șansă. Și eu consider la fel, dacă e să mă întreb pe mine. Dar mai ales în perioada când am ieșit golgheter, mi-aduc aminte, la Damila Măciuca, și deja aveam două sezoane jucate, 90% din meciuri la Liga a doua, cu obiective realizate, promovare la Gloria Bistrița și fiind în printre golgheterii echipei și cele mai multe minute jucate, apoi la Damila Măciuca la un punct de promovare ieșind golgheterul Ligii a doua, cred că erau toate argumentele pentru a primi o mică șansă la o vârstă, consider, și făcând pașii corecți. Adică mi-am amintesc că am evoluat la echipa a doua în primul an și jumătate la Pandurii Târgu Jiu, jucând doar în returul. Așa e, nu ai ars etapele. Acelui foarte sezon, corect, eu mergând doar în partea a doua a sezonului, am ieșit golgheterul seriei jucând doar în partea a doua și am și promovat cu echipa a doua, dacă ți-amintești, în momentul când au retrogradat Pandurii din Liga 1 și apoi a fost acea fuziune cu Internațional Curtea de Argeș. Și apoi am făcut pasul la Liga a doua, adică nu mi-am dorit din momentul ăla, deși cochetam cu Liga, cu prima echipă și jucasem câteva minute la prima ligă, simțeam eu că sunt necopt, adică am știut din momentul ăla, am fost destul de matur și am văzut lucrurile corect. Cred că ce a ținut de mine am făcut. Probabil că acolo
s-a întâmplat și ceva în subconștientul meu, să zic așa, pentru că au fost, de exemplu, uite, după sezonul de la Damila Măciuca am avut ofertă de la Petrolul, când Petrolul a câștigat cupa României cu Mutu, cu Zicu, cu da, acea echipă cu Bocchi, da? Exact. Am avut o echipă, i-au vrut să mă cumpere, eu mă înțelesesem cu ei, nu s-a concretizat, apoi am mers împrumut la Craiova, având relația dui la Damila cu Eric Lincar, a fost unul și din visele mele. Tatăl meu, bunicul meu avea, era abonat la ediție specială, eu crescând alături de el, am fost la meciurile, mi-aduc aminte, CFR Cluj, cu CFR Cluj 4-1, gol Costea din semi-farfeca, adică eram în galerie. Și a fost unul din visele mele să joc pe Oblemenco și bine, tu, da. Eu la momentul când am decis să merg la CSU Craiova, încă era perioada grea lui FCU și era singura echipă din Craiova. Era scindarea deja făcută, adică da. Craiova se confruntă în continuare cu mari probleme de identitate din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă eu simpatizez CSU Universitatea Craiova și am prieteni care țin cu FC Universitatea Craiova, adică s-a pierdut ceva din identitatea acestei formații, pentru că era firesc până la urmă ca lumea să-și aleagă o tabă. Dar pentru mine ai jucat pentru Universitatea Craiova. Da, și pentru mine, pentru că n-am avut altă alternativă. Deci eu am semnat cu CSU, era fiind singura echipă din Craiova. Până la urmă, acolo e reactivarea secției de fotbal, și care apoi, a făcut performanțele mari. Și apoi, după 3 săptămâni după ce am semnat, deja vrea să o disfențeze. Nu știu exact cum era situația lui FCU. Și după 2-3 săptămâni, când deja s-a aprobat echipa să meargă direct în Liga a doua și că a fost scandalul ăla, da, cu Craiova, fost, Buța și au tot. Fost, adică au fost locuri date pentru municipiul Craiova și ambele echipe, că mulți uită acest lucru, ambele echipe s-au înscris atunci în 2013. Echipa lui Adrian Mititelu nu a mai continuat, a fost a doua echipă pe care a desfințat-o Adrian Mititelu. Dar da, ai prins, ai bifat și Universitatea Craiova. Exact. Deci eu așa, când am luat decizia, a fost acest vis și era singura echipă care se identifică. Dar nu mai țin minte ce s-a întâmplat atunci. Ai avut o accident după câteva meciuri? Nu, am început acolo pe etapa 5-a ei, după perioada de pregătire. Deja au făcut o ofertă la Pandurie să mă cumpere. De aici nu a fost acceptată din nou. De asta zic că au fost multe momente și pentru mine. Adică Pandurie m-a ajutat foarte mult. Dar s-a pus și piedici dar, pe de altă nu, parte. Piedici poate indirecte și până la urmă și directe, că au luat decizii cei care erau atunci la puterea de decizie. Era un paradox totuși acolo, nu voiau să te vândă, da, poate, dar nici nu ți ofereau exact, creditul suficient. Exact. Și au fost, credem, o sume destul de bune oferite, cel puțin pentru momentul ăla și nivelul la care evoluasem, că îl evoluasem decât la Liga a doua. Și era și pentru mine așa puțin frustrant, pentru că eram atât de apreciat, primeam multe oferte din țară și echipe destul de bune de primă ligă, deja fusesem convocat la Naționala de Tineret și aici simțeam mereu, deja erau două sezoane, ți-am zis, pline și să mai mergi. Și chiar era momentul când Pandurii au mers și în Cupa UEFA atunci și chiar am avut discuția înainte să plec la CSU. Chiar am cerut, pentru că tocmai era și cupele europene, adică trebuia un flux de jucători mai mare la echipă. Era, cred ca că, să facă față pe mai multe fronturi. Da, era, da. Și cred că era momentul perfect, i-am zis și zis. Să-ți fie acordat o șansă, luni da. Îmi doresc, 6 luni de zile îmi doresc, dar să am o șansă, dar o șansă concretă. Că deja, cum să zic, jucând meci de meci, 2 ani, având obiective și cu echipa și personale, deja simțeam că pot foarte mult. Și îți era greu în același timp, presupun, să mai revii pe bancă, adică să aștepți după... Da, nu, asta zic, fotbalist. Dați-mi o șansă, dar o șansă concretă, adică, nu știu, mai ales că era meci de Cupa UEFA, în campionat, nu știu, 15-20 de minute, poate și eu dacă veneam cu ceva ok, dacă nu, i-am zis 6 după, eu îmi dau singur și seama de, sunt foarte critic și obiectiv cu mine și am zis, după 6 luni eu mi-au geanta și plec singur, fără să mai deranjez pe nimeni. Dar cred că era momentul perfect și pentru mine și poate era, cine știe, un moment perfect pentru toată lumea. Păi și ce poate. Ți s-a răspuns atunci? Că vei avea șanse. Da, nu mai știu exact. A fost discuția, hai că, uite, deja la Craiova, eu fiind puțin presat, aveam și o vârstă destul de tânără atunci, presat așa și de cei de la Craiova și astea am luat decizia, până la urmă am vrut să, ți-am zis, să bifez și treaba asta, să-mi îndeplinesc unul din vise, să joc pe Oblemenco. Ți-am zis, pentru momentul ăla era singura de echipă din Craiova și eu cumva sufletul meu era alături de universitatea.
Am mers acolo, după 5 etape a fost demis Eric Lincar, cel care mă luase acolo și a acceptat și chestiunea de a mă lua. Ai dreptate, uite că nu mi-aminteam că a stat atât de puțin Eric Lincar pe banca Oltenilor. El a acceptat, m-a vrut atât de mult și a acceptat să mă ia și împrumut, chiar dacă cei din conducere nu își doreau treaba asta și imediat au și făcut o ofertă pentru că își doreau să iau, știu de la bun început ce parcurs o să aibă, să zic așa, au fost destul de încrezători că o să ajungă la momentul ăsta și îmi pare rău că nu s-a concretizat, nu știu, cu un titlu mult așteptat, să zic așa. Da, încă se caută treaba asta la Craiova. El a plecat după 5 etape, au venit domnul Florin Stângă, a venit Ovidiu Stângă. Gașca da, Ovidiu Stângă. A venit Gașca Nebună de la Sportul, Curelea, Felea, Varga, apoi Pleșan, Izvoranu și s-a făcut așa, n-a fost, cred că, cel mai unit vestiar, pentru că s-a creat puțin treaba asta din acești jucători super valoroși, așa, pentru nivelul Ligii a doua și nimeni nu zice treaba asta și noi care eram... Practic erau aspirați la statutul de buni jucători de Liga a doua, cel puțin, adică da, chiar da. S-a eram jucători foarte, foarte buni și după plecarea lui Eric n-am mai primit, să zic așa, multe șanse pentru și mi-a fost dată și o explicație, singurul meci care am jucat a fost CSU FCU pe obleme cu 30.000 de suporteri. Pentru că antrenorul chiar mi-a zis înainte de meci, din punctul meu de vedere, eram junior atunci. Ești cel mai experimentat junior, te-aș folosi mult mai des, dar tu te întorci la Pandurii Târgu Jiu. Noi deja vrem să crenești, să ne bazăm pe niște jucători care sunt deja acum și pentru sezonul de vară. Și important e să fii sănătos și să te întorci la fel de sănătos la Târgu Jiu. Okay. Și asta gândește-te. A fost într-adevăr o piedică, neconcretizarea transferului. Da, și a fost așa, gândește-te. Și în perioada de anul mi-am dorit să plec. Și nu m-a lăsat să plec, domnul Rotaru chiar mi-a zis, eram la o masă. Și a zis, poți să faci tu ce vrei pentru mine. Și un jucător important, chiar dacă nu joci, sunt și printre puținii juniori ai noștri. Și o să rămâi până la final. Iar știam că o să joc foarte puțin, știam că o să-mi dăuneze treaba asta în același timp, probabil că s-au întâmplat și în subconștientul meu, să zic așa, și lipsa jocurilor și chiar dacă a fost... A fost un prim moment de regres după anii foarte buni pe care ai avut, nu? Da, deși dacă da, să ne uităm în spate. Încolonat cu o promovare, chiar am marcat golul, chiar era venit după aia domnul Balint, a fost demis și domnul Ovidiu Stângă. Da. A venit domnul Balint și o problemă care o presează așa cum pe universitate. Da. Schimbul 25 de antrenori atât de jucători, 26, eram singurul care nu evoluase și chiar m-am dus la dânsul să discut cu el. Din copil și mi-a zis: "Bă, copile, ce tu ești un băiat extraordinar, te antrenezi foarte bine, meriți, dar nu te mai consuma foarte mult. Știu că ești împrumutat de la Pandurii. Vinul nu mai îți face mari așteptări și speranțe. Eu, dacă o să fie chiar așa nevoie, te mai folosesc. Dacă nu vezi în așa fel să te pregătești, să mergi sănătos la Târgu Jiu." Bine, a fost un om onest, dar nu era probabil ceea ce îți doreai să auzi în momentul ăla. Nu era ce-mi doream, dar crede-mă, mi-a făcut cel mai mare bine. Din momentul ăla a fost o zi foarte grea pentru mine. M-am dus acasă și stăteam numai cu lacrimi în ochi, așa. Ți-am zis, rămâneam și după niște perioade bune, după niște discuții, ți-am zis, așa, clubul vrea să mă cumpere. Și în detrimentul meu a fost cumpărat Andrei Ivan, care probabil nu știu, dar dacă se investea o sumă foarte bună în mine, la ce discuții erau atunci și pe momentul care eram eu, nivelul la care eram atunci, probabil că aveam cel puțin o șansă în plus, eram forțat, cum zicem noi așa puțin, să reușesc. Mă bucur că ai furnizat toate aceste detalii, pentru că mereu m-am întrebat de ce nu ai jucat mai mult la Universitatea Craiova și iată cum a ajuns și Andrei Ivan până la urmă, un jucător care a fost totuși monitorizat destul de mult, a ajuns la Craiova, dar oare ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi realizat acel transfer de la Pandurii? Băiatul merită foarte mult și o-l cunosc, de la vârsta de 16 ani avea în momentul când a venit, când a venit atunci, la Craiova, și chiar la debut a și marcat golul cu Târgu Mureș, mi-aduc aminte, echipa amândouă am promovat.
Dar în același timp ți-a zis, e unul din, nu regretele mele, dar momentele mele de întrebare, cum ar fi fost dacă, înțelegi? Exact. Și eram un moment foarte bun, mi-am tezis. Un moment care poate ducea cariera pe altă pantă. Da. Pe de altă parte, a urmat iarăși o serie de echipe după acel moment, Metalul Reșița, Râmnicu Vâlcea, mă rog, CSM Deva și așa mai departe, ca să reluăm, că ne-am pierdut puțin în detalii. Da. Unde te-ai simțit dintre toate aceste formații, unde te-ai simțit cel mai bine tu? Păi, cred că prima perioadă a fost la Vâlcea, la Damila Măciuca, la Bistrița a fost o primă perioadă bună, după la Damila Măciuca, cred, și acum, revenind după 4-5 sezoane, când am avut iarăși un sezon la Vâlcea, am simțit cât sunt de apreciat la Vâlcea, chiar și în oraș, așa mă refer, adică nu numai la nivel de echipă sau de oamenii de fotbal de acolo. Cred că la Vâlcea a fost un moment foarte bun și tot așa să le asemăn, să zic, decât cred că perioada de la Ripensi iarăși a fost, pentru că veneam și după o perioadă foarte grea. La tine e ușor să ne uităm pe statistici, să ne dăm seama unde te-ai simțit cel mai bine. Exact, da. Am venit și după o perioadă foarte grea, cred că... Ce s-a întâmplat înainte de episodul Ripensia? Pentru că lumea se întreba la un moment dat, Albert Voinea, pe care nu l-am mai văzut de ceva vreme, uite, vine în Liga a doua și iese goalgetter. Adică a fost ceva wow pentru foarte multă lume. Da. Păi am avut un moment în care am și vrut să renunț. A fost perioada când m-am întors după 6 luni la București, la Unirea Târlungeni, cumpărase locul la Liga a doua. De fapt era baza din Ștefănești. Și a fost ultimele 6 luni ale lui Panduri în Liga 1. Și venisem acasă și chiar am început pregătirea alături de ei atunci la Liga 1. Și a fost un moment în care mă așteptam puțin să zic să... Nu știu, să mi se întoarcă și mie puțin din micile nedreptăți, poate, care erau. Și atât de mare a fost așteptarea și veneam și eu după un moment greu în care aveam nevoie, poate, și eu să primesc cu puțin de ajutor și poate, la rândul meu, exact ce s-a întâmplat acum, poate puteam și eu să ajut cu ceva. Și probabil că aia a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri ale mele. Când n-am fost inclus în lotul și am fost lăsat pe din afară și la echipă venind mulți foști colegi sau mulți care jucam împotriva lor sau ei erau în tribună și eu jucam. Și a fost așa o atât de mare dezamăgire în care la 2 săptămâni am plecat în Anglia și am vrut să mă las de fotbal. Cine era antrenor atunci? Domnul Flaviu Stoican. Și care au fost argumentele? Nu știu, nici n-am cerut, nici nu vreau să se interpreteze, sunt oameni din... Nu știu, mi-e și greu să vorbesc despre perioada aia, credem, am ajuns acasă și nu reușeam să-i explic soției ce s-a întâmplat, pentru că pur și simplu stăteam aici, plângeam și nu puteam să explic pur și simplu. Ești un om care pui foarte mult suflet în ceea ce faci. Și eu cumva îmi reproșesc treaba asta, de nici n-aș putea altfel. Adică mai bine cu efortul ăsta, cu consecința asta, să zic așa, că de multe ori... Mult patos. Da, mă afectează foarte mult treaba asta. Dar nici nu aș putea altfel, adică sunt păcat cu mine și mă bucur că sunt așa. Treaba asta vine din pasiune. Cine știe și să apreceze bine, cine nu... Ți-ai urmat pasiunea. Da, și la 2 săptămâni după aia am plecat în Anglia și am vrut să... Adică luasem decizia să renunț la fotbal, deși eu cu... Aveai atunci câți... 23 de ani, 24. O vârstă foarte fragedă. Da, și aveam acasă doar ce născuse soția, aveam 7-8 luni fetița și m-a găsit poate în cel mai greu moment, să zic așa, al meu profesional. Cu toate acestea ai avut puterea, o mare putere de a să revii. De asta ziceam, cred că, și nici nu pot să zic 9 din 10 ar fi renunțat, cred că 10 din 10 ar fi renunțat. Ce ți-a dat motivația asta să mergi mai departe? Nu știu, ți-am zis, eu am renunțat, am mers în Anglia la un prieten acolo, am zis că ochetez poate puțin și cu să mă angajez, să găsesc o echipă, eram atât de mare a fost dezamăgirea, încât pur și simplu, crede-mă, o lună, nu m-a interesat fotbalul. Și plecând într-o dimineață cu colegul ăsta al meu la muncă, la restaurant acolo, am dat peste o minge în curte. Și nebunia doar am dat-o și am luat așa, crede-mă, că nu te mincă nimeni, uitam la ea. Zici că era, nu știu ce să zic, vedeam o imagine prin ea, nu știu, vedeam, mă uitam și chiar se uita băiatul ăla la mine și zice, și crede-mă, mi-a dat așa o lacrimă. Și atunci a fost momentul, am zis, bă, nu, ceva nu e bine, că altfel nu... Totul se întâmplă cu un motiv. Da, și după, deși aveam deja
câștigam niște bani destul de buni și era o situație ok. La 2 săptămâni am primit o ofertă din Elveția, din Liga 5-a, prin un fost coleg de-al meu, de la Damila. Era acolo la un... El jucase împreună cu băiatul ăsta care devenise manager la echipa aia. Și eu jucasem împotriva lui Gloria Bisa la Mureșul Deva. 4-0, ne-a marcat 2 goluri și un penalti scos de la. Și băiatul m-a ținut minte de la meciul ăla. Și când a venit discuția, sigur, da, m-a sunat. Zice, hai, vină, uite aici. Și dacă... Nu o să dau detalii, dar zic așa, dacă aș da detalii de pe ce bani am plecat acolo și la ce mi-am asumat, să zic așa, acasă, având o familie de întreținut, iar zic, nu 9 din 10, 10 din 10 n-ar fi făcut treaba asta. Și am mers acolo 6 luni de zile, am ieșit golgheterul serii tot așa, am venit acasă și dorul de familie, când am ieșit acasă, n-am mai vrut să mai plec, chiar dacă mi-a fost foarte bine acolo. Și apoi a fost o discuție. În România, adică. Da. Nu, să plec în Elveția. Da, da, adică când ai ajuns în România, da, n-ai mai am ieșit acasă, da. A fost și un moment așa foarte greu cu fetița, când am ajuns. Și a venit o discuție prin cineva cu domnul Vasilic, era antrenor la Șirineasa, cred că se numește atunci. Da, sau Energeticianu. Nu, după aia a fost Energeticianu, okay, la Liga a doua. Da, și am mai fost 6 luni de zile cu promovarea viitorului Panduria. Practic, deci practic te întorci la viitor, dacă da, ținem da, cont cum a evoluat această echipă din punct de vedere administrativ. Da, și iarăși, au fost 6 luni foarte grele atunci. După aia am plecat la Deva iarăși. Nici nu știu cum să cataloghez exact, nu pot să zic deloc bine. Și cred că telefonul salvator l-am primit de la Ripesia? Nu, de la Sorin Bălu, de la Dumbrăvița. De la Dumbrăvița, da. Da. De la Dumbrăvița, ai dreptate. Și acum nu se niciodată, m-a sunat, eram acasă, tot așa, zic, bă, ce fac, ce... Și zice, salut, sunt așa, antrenor. Ascultă-mă, o să zici că sunt nebun, dar... Da, el e un tip foarte carismatic, e gen și Șumudică, nu? Și eu l-ador foarte mult pe... Și omul care mi-a schimbat, să zic așa, tot parcursul, într-un moment atât de greu, m-a sunat și mi-a zis probabil ce vreau să aud sau nu știu ceva, să-mi zicea după mama ta și tatăl tău, eu te cunosc cel mai bine pe tine. Să zic că cineva care eu nu mai vorbi, să nu știam cu... A avut argumentele necesare să te convingă, da? Da, și mi-a spus, a zis, mi-a dat așa foarte mare încredere, am mers acolo, în 14 etape am marcat vreo 17 goluri, am fost la un pas de atunci cu promovarea a Dumbrăviței, iar apoi a venit domnul Alexandru Pelici la Ripensia. Dacă tot erai în zonă, în Timișoara, exact, a zis să te facă golgheterul ligii secunde. Exact, în zonă, eu lucrasem cu dânsul la Vâlcea, cel puțin din punct de vedere uman, cum ți-am zis eu, așa lucrez. Chiar dacă profesional, nu pot să zic că n-am fost prima variantă pentru el în momentul ăla, deși concurentul meu Stoicu ieșise golgheter și era corect pentru momentul ăla. De asta zic că sunt un tip corect, adică nu vreau nimic din ce nu merit. Și atunci am mers la Ripensia și lucrurile au mers foarte, foarte bine. Ok, Albert, mai avem foarte puține momente, am ajuns aproape de final. Aș vrea să te întreb dacă cumva ai fi putut mai mult la Liga 1. Pentru că a urmat și experiențe la Liga 1 pentru tine. Da, cu siguranță aș fi putut mai mult. E, nu e corect și nici nu vreau să spun, dar sunt tot felul, ți-am zis, uite, și la Craiova, poate, cum ai zis, îți spuneai semne de întrebare de ce n-am jucat, sunt detalii așa din spate care pur și simplu nu ai foarte multe șanse sau nu știu, cel mai amintesc perioada UTA. Nu consider că am primit câteva șanse, am avut și ghinionul să ajung acolo la două zile, la primul amical, m-am accidentat, am revenit, am fost foarte ok, dar n-am primit foarte multe șanse și șanse în adevăratul sens, că așa 10 minute să te introducă cineva, e foarte greu așa și mai ales când nu ești, că 10 minute, nu știu, poate dacă m-ai băgat la Liga a doua, având atâtea sezoane, poate impactul l-aș avea mai rapid sau aș putea. Dar fiind și un nivel mai mare, aș fi avut nevoie de puțin mai multă încredere. Dar cu siguranță am avut și eu greșelile mele. Ți-am zis, am făcut și niște analize și
Probabil aș fi putut să fac și eu mai mult, nu știu exact ce, dar sigur aș fi putut să fac ceva mai mult, că am fost destul de corect cu mine și cu viața mea, să zic așa. Te vezi revenind în Liga 1 până la finalul carierei? Da, da. Cu viitor? Sper din suflet, cu atât mai repede. Ar fi probabil cea mai bună decizie care am luat-o dacă s-ar încununa. Și o palmă poate pentru oamenii care nu ți-au dat credit la Târgu Jiu cu alte ocazii. Primul pas fiind victoria cu Shelly Bărț. Eu mă repet, eu sunt încă la mi-am setat obiectivul ăsta și... Da. Albert, îți mulțumesc frumos pentru că ai fost în această seară alături de noi. A fost o mare plăcere pentru mine și te aștept cu mare drag să vorbim despre play-off-ul, da? Să vorbim după acele patru etape despre play-off-ul de promovare în prima ligă. Mulțumesc frumos, Albert. Doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunea. Sportul Gorjeanu, Cătălin Pasăre, ne revedem marțea viitoare. Până atunci, o săptămână ușoară.